ne-a alterat de timp și nici ne-a alterat de energiile și privirile oamenilor. Chiar dacă are acolo sus două păsări și a păstrat consecvența să privească înainte de mii de ani încoace. Doar nasul i-a căzut. Puterea de un leu cu un chip blând de om. Cu siguranță misterul construirii piramidelor a rămas încă activ și nimeni nu știe cum au fost făcute blocuri de piatră între 2 și 15 tone ridicate la 100 ceva de metri înălțime. Tehnologia de azi nu-și dă seama încă cum au putut ele exact să fie construite cu atâta exactitate și o geometrie sacră sau divină. Cea lui Menkaure, de acolo din spate, în 1839, Ali ibn Yusuf a venit cu armata lui să încerce să o dezmembreze. După 8 luni de zile s-au chinuit oamenii și n-au făcut decât o simplă gaură în ea, nereușind, și piramida a învins. Și armata lui Yusuf a plecat învinsă. Khefren aici a rămas, piramida lui a rămas cu calcarul deasupra. Ele erau încărcate și placate în var și în calcar și ele străluceau în bătaia soarelui. Azi vedem doar niște cărămizi pentru că materia primă de deasupra a fost luată și dusă în palatele și moscheile din Cairo, care au fost construite după. Khefren a fost tatălui Menkaure și aici în spatele meu Cheops, care a fost tatălui lui Khefren și bunicului Menkaure. Ei bine, cea lui Cheop sau Khufu, cea mai mare, și acum se poate vizita înăuntru și se poate vedea măreția, cât de multă muncă s-a depus ca să, Napoleon spunea în 1798, calculase el că 2,3 milioane de piatră între 2 și 15 tone fiecare bloc de piatră din această piramidă. Ei bine, o cantitate enormă de piatră ridicată, pusă cap la cap într-un loc unde e deșertic și de asta construcția rămâne în mister, pentru că nu se știe exact cum a fost ridicat. Ei bine, astăzi vedem că Egiptul lasă dovadă a unei munci spirituale în spate și a unor școli care s-au pus în muncă să ducă oamenii la înțelegerea divină și aceste morminte pot fi niște dovezi că există o conexiune între om și divinitate și după moarte sufletul ar putea fi ridicat printr-o piramidă mai ușor sau sufletul își poate regăsi mai ușor corpul dacă o piramidă este construită. Cum știm din măștile lui Tutankhamon, Tuya sau Yuya, din Luxor. Astfel, s-au speculat multe lucruri în privința lor. Noi doar vedem o experiență care nu putem parcurge doar rațional, ci o putem mai mult înțelege emoțional, că legătura cu divinitatea se poate face printr-o astfel de dovadă în care omul muncește, chiar și cu banii statului, cum a făcut Khufu, Khefren și Menkaure, să-și construiască o legătură mai aproape de divinitate, cât timp au fost pe pământ. Sunt casele nubienilor, pictate și lăsate în umbra soarelui călduros.
smell this ananas. Băina bultii. Uite cum miroase asta. Need hibiscus tea, need mint. Mint sau mint. Da. Mengunici. Da? Ce vrei să mai cumperi? Câte o găleată de fiecare sortiment. Posibilitățile ne lipsesc. E o farmacie. Aici e Aswan și suntem într-un loc care se numește în arabă Comerț. Aswan era un loc, un punct de mijloc, un fel de Constantinopol între est și vest, între Asia și Europa. Și africanii veneau din sud cu, în trecut, cu piei de animale și lână și mătăsuri și condimente și le aduceau în nord, pentru că cei din nord veneau să cumpere până în sudul Egiptului, unde suntem acum. E bine, astăzi aici este un loc, în insula Elefantina se numește, un templu al lui Canum, care, astea sunt casele lor, de exemplu. Este un sit arheologic unic în Egipt, care e destul de sălbatic. Și este pe locul unde civilizația nubiană a făcut comerț, de acum 6.000 de ani încoace. Acolo sus este un mausoleu. Toleu vechi și în dreapta, în partea aia, este Biserica Sfântului Simeon din secolul 7, care acum este părăsită. Nu s-a mai poate ajunge la ea decât cu Camila. Trei pescăruși. Azi Aswanul este un loc liniștit, care a servit ca promenadă în anii 1910-20, când a fost explorat de către Riviera franceză. S-au făcut multe investiții în hotelurile care sunt astăzi mai luxoase din partea asta. Acest sit arheologic cuprinde templul lui Canum și alte perioade care au fost aici, chiar din perioada ptolemeică, și chiar templul lui Satet și alte clădiri rezidențiale care au fost dărâmate de timp, probabil. Și azi, insula Elefantina este la mijloc între Aswan, care e acolo sus, iar pe deal sunt mai îndepărtate, se văd niște noi blocuri, asta e zona veche, cu promenada, cu faleza. Peste Nil, în partea cealaltă, nu mai este nimic, este deșert, începe deșertul acolo. În partea aia, în Upper Egypt, sau în Egiptul de sus, de unde vine Nilul, s-a făcut un baraj. Acel baraj a fost făcut ca să... Acum 2500 de ani a fost primul baraj din lume, se spune, care a fost făcut pe Nil, că fluxul și refluxul anual al Nilului a început să inunde din ce în ce mai mult. Se spune despre el că a fost construit cu de 20 de ori mai multe materiale decât piramida, Marea Piramida lui Gizeh, a lui Cheops. Dacă Marea Piramida are 2,3 milioane de blocuri de piatră, marele baraj, care azi a rămas, acum 100 de ani, a fost reconstruit de 20 de ori mai multă piatră decât la Marea Piramidă. Nu pot să măsor ce gigantic este. Ei bine, Aswan încă este un loc unde poți admira și tradiția și cultura nubienilor și partea mai cosmopolită a orașului. Cafele foarte bune. Și mâine mergem la Abu Simbel, locul unde Ramses al doilea și-a făcut niște temple foarte mici, de 22 de metri înălțime, câte unul, și a avut 4.
Doamnelor, domnilor, aici este Ramses al doilea, cel mai longeviv faraon al Egiptului. A domnit 66 de ani, a trăit până la 90 de ani. A fost un reformator al culturii egiptene și a lăsat prin sufletul său de războinic și de lider Egiptul ca fiind o... să devină un monopol spiritual, generator de spiritualitate în lume și să păstreze, datorită lui și altor 30 de dinastii, puterea unor tradiții vechi ca Atlantida, Sumeria, Babilon și Egiptul. Ei bine, Ramses și-a construit aici un templu din 4 statui de 22 de metri înălțime fiecare. Înăuntru s-a descoperit sarcofagul său, care astăzi, mumia sa, este de la Muzeul Egiptean din Cairo. În 1818, un francez care călătorea prin zona asta de sud a Egiptului, aici este lacul Nasir, care datorită unui baraj Nilul și-a păsat apele aici și este cel mai mare lac artificial din lume. În partea cealaltă este Sudanul. Și la 1818, un francez a descoperit doar capul lui Ramses. Toată statuia era sub apă, toate cele patru statui. O firmă suedeză, în 1964, a avut privilegiu să mute toată această construcție uriașă împreună cu templul din spate. Timp de 4-5 ani s-au chinuit sub un fond UNESCO să mută dintr-un loc mai la vale, care era sub apă, și templul era sub apă, într-un loc mai la deal. Și-a luat cărămidă, blocuri de piatră de 100 de tone și le-au pus, le-au reasamblat într-un tot unitar care să dea această putere spirituală pe care Egiptul a avut-o. Azi a rămas Abu Simbel un generator spiritual pentru oameni care vin aici, cel mai sudic punct al Egiptului. Și a sa putere este văzută nu doar prin înfățarea aceasta grandioasă a statuii, cât și a ceea ce a făcut el pentru Egipt. Și cine va studia ce a făcut Ramses al doilea pentru Egipt, va vedea că a lăsat eternității un exemplu personal de lider, de om, de familist, atunci, pentru că acolo jos sunt fiicele, soțiile și copiii lui, iar sus undeva sunt mai multe maimuțe care venerează soarele. Pe 22 octombrie și pe 22 februarie, soarele bate într-un asemenea fel încât înăuntru, statuile din dreapta, o să pun imediat filme ca să vedeți, statuile din dreapta se luminează toate și cele din stânga nu. Ei bine, aceste zile sunt simbolice pentru că arată ziua de încoronare, ziua de naștere a lui Ramses al doilea. Ei bine, este un gest cosmic ca el să-și facă în așa fel mormântul aici și să luăm din el astăzi faptul că unii oameni puternici pot să rămână etern nu doar prin statuie, cât printr-un suflet puternic de a conduce o națiune cu ceea ce acel om a putut să adună de la preoții egipteni, de la medicii egipteni, de la arhitecții egipteni, încât să facă din Egipt, să lase din Egipt ceea ce știm noi astăzi, că există științele sacre pe care oamenii încă le folosesc datorită acestei nații, care a fost o școală spirituală foarte puternică pentru umanitate. Я.
Cairo, cu lui Alexandru, Alexandru cel Mare, și Nilul urcă spre Mediterana. Și mai jos, tot pe Nil, care a fost autostrada Egiptului mii de ani, Luxor. Și tocmai jos, Aswanul, și aici la granița cu Sudanul, Abu Simbelul.